Și aici trăiesc, surâd, suferă numai două personaje. Ele sunt Ivan Ivanovici Tolcaciov, tată de familie, și Alexei Alexeievici Murașkin, prietenul lui. Suntem în casa lui Murașkin, în care, abia încăpând pe ușă, și-a făcut apariția Tolcaciov. E încărcat ca un hamal. Într-o mână ține un glob de lampă de sticlă fină, iar în cealaltă mână o bicicletă de copil, 3 cutii de pălării, un balot mare de haine, un coș cu sticle de bere și multe alte pachetele. Își rotește disperat privirea prin cameră, pune calabalăcul ușor deoparte, apoi năucit, frânt de atâta povară, cade pe divan. Bună ziua, Ivan, Ivan, ce bine îmi pare că te văd. De unde vii, Dragul meu, scumpul meu, trebuie să te rog ceva. Da, spune. Te implor. Da. Dă-mi un revolver până mâine. Cum? Fii un adevărat prieten. Ce să faci cu revolverul? Am nevoie. Oh, Dumnezeule, dă-mi, te rog, puțin apă. Da, imediat. Așa, repede, repede, apă. Ia, am nevoie. Da. Așa, liniștește-te, ce? Spune. La noapte va trebui să trec printr-o pădure întunecoasă. Cine știe ce mi se poate întâmpla. Fii bun și dă-mi un revolver. Minți, Ivan, Ivan, și ce pădure? Nu cumva ți-ai pus în gând cine știe ce, a? Ți se citește pe față că plănuiești ceva. Ce-i cu tine, ce rău? Stai, lasă-mă să-mi vin în fire. Da, ia. Oh, măiculiță, sunt obosit ca un câine. Uite, parcă din crește și până în tâlpi m-ar tăia cineva în bucățele. Nu mai pot îndura. În numele prieteniei noastre, nu mă mai întreba nimic, nu-mi cere amănunte, dă-mi revolverul. Te implor. Lasă, Ivan, Ivan, dar ce înseamnă slăbiciunea asta? Un tată de familie, un consilier de stat, mai mare rușine. Eu, tată de familie, sunt un martir, o vită de povară, un negru, un sclav, un netrebnic, care nu știu ce așteaptă de nu-și pune capăt zilelor. Sunt o cârpă, mă, un imbecil, un idiot. Ce s-a întâmplat? Pentru ce trăiesc? Pentru ce? Spune și tu, pentru ce trăiesc? Ivan, Ivan. La ce folosește șirul ăsta neîntrerupt de suferințe fizice și morale? Înțeleg să fiu martirul unei idei, da, dar să fiu martirul a dracu știi ce, al fusilor și al globurilor de lampă? Asta nu! Liniștești. Mulțumesc! Liniștești. Nu! 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 Sunt sătul! Sătul până peste nu cap! Nu ți poate aud vecine! N-au decât să mă audă! Puțin îmi pasă! Nu-mi dai revolverul? Bine! O să-mi dea altcineva! Liniștești. Dar pe lumea asta nu mai am ce căuta! Liniștești. M-am hotărât! Dar stai binișor! Mai mi-ai rupt un nasture! Fii calm, Ivan, Ivan! Ce e? Totuși nu pot să înțeleg de ce ești atât de nemulțumit de viață. Mă întreb de ce? Ei bine, am să-ți spun îndată. Da, ascultă-mă, da. Bea puțin apă. Așa, ia, liniștește-te. Așa, hai, hai povestește. Ascultă, pe timpul verii m-am mutat într-o mică localitate din apropierea orașului. Așa. Ideea nevestii, ideea să fim și noi viligiaturiști. Mm-hmm. Ei bine, de atunci au început chinurile. Uf, măiculiță! Să că mă dămuși! Mai puțin apă! Să luăm de pildă chiar ziua de azi. Așa. După cum știi, de la 10 până la 4 trebuie să mă spetesc la birou. Așa. Căldură, zăpușeală, muște, frate dragă, și un haos de neîndurat. Secretarul e în concediu. Hrapov a plecat să se însoare. Ceilalți funcționari au căpiat cu plecările în viligiatură. O, amorurile cu spectacole de amatori. Toți sunt adormiți, morți de oboseală, sleiți de chefuri, așa că nu-i chip să te înțelegi cu ei. Funcția de secretar o îndeplinește un individ surd de urechea stângă și îndrăgostit. Publicul e năucit, toți sunt zoriți, aleargă, țin furii, amenință. E o harababură și un haos de vine să-ți mulți părul din cap. E o zăpăceală și o aiureală de nedescris, iar munca e un chin. Tot aia și tot aia, informații și relații, relații și informații. E monoton ca o ploaie de toamnă, înțelegi? Înțeleg. Simți că-ți vine să urli. Ia mai puțin apă. Ieși din instituție frânt, slei de puteri.
Ai vrea să te duci, să mănânci, să te culci. Normal, da, sigur. Dar nu, nu uita că ești vilegiaturist. Adică un rob, un nimic, o cârpă, o jucărie. Și că trebuie să alegi ca un hamal, să faci comisioane. Cum comisioane? La noi s-a împământenit un obicei. Dacă un vilegiaturist pleacă la oraș, orice netot, fără să mai vorbim de propria lui nevastă, se crede îndrituit să-i dea o seamă de comisioane. Uite mie, de pildă, nevasta îmi cere să trec pe la croitoreas. S-o doșenesc pentru că rochea e prea largă la corsar și strâmtă numir. Stonișca vrea să-i schimb pantofii. Cum nata mea să-i cumpăr de 20 de copii și mătase purpurii, la fel cu mostra și 3 metri de șiret. Stai să citesc îndată lista. Ai lista? Ascultă, un glob de lampă, un fund de salam afumat, de 5 copei și cu ișoare și scorțișoare, ulei de ricin pentru Mișa, 10 funturi de zahăr tos. Se iau de acasă ligheanul de aramă pentru fier dulceață și o piuliță pentru pisat zahărul, acid fenic și praf insecticid, de 10 copei și pudră, 20 de sticle cu bere, esență de oțet și un corset numărul 82 pentru mamzel Chanson. Uf! Se iau de acasă pardesiul și galoșul lui Mișa. Toate astea au fost comisioane pentru nevastă și rude. Și acum ascultă comisioanele din partea simpaticilor vecini și cunoscuți, dracu să ia. Mâine, Vlasini serbează o nomastică lui Volodea. Trebuie așadar să-i cumpără o bicicletă. Doamna locotenent colonel Vihrina e însărcinată și cu ocazia asta trebuie să trec zilnic pe la moașă și să o poftez să din aici, etc., etc. Uite, am îmbuznat 5 liste cu comisioane și toată batista e numai noduri. În felul ăsta, dragul meu, în intervalul de timp, de când ies de la birou și până la plecarea trenului, trebuie să alerg ca un câine cu limba scoasă prin tot orașul. Liniștește-te, Ivan Ivanici, hai zău, liniștește-te. La oar, dracu de viață, alerg de la prăvălie, la farmacie. De la farmacie la croitoreas, de la croitoreas la mizelărie și iar la farmacie. Aici te potinești, coluți pierzi niște bani, într-alt loc uiți să plătești și patronul aleargă după tine și-ți face scandal, într-alt loc calci pe trena unei doamne. După gimnastica asta, abia mai răstufli și obosit, toată noaptea îți troznesc oasele și nu visez altceva decât crocodil. Când ai terminat comisioanele și ai făcut cumpărăturile, te întreb unde să pui atâta ca la balăc. De pildă, cum ai să împachetezi la un loc pe ulița grea de aramă cu pisălogul și globul de lampă, acidul fenic și ceaiul? Ce faci cu sticlele de bere și cu bicicleta? O muncă de ocnaș, o problemă, un adevărat rebus. Oricât ai bate cap, oricum ai întoarce-o, întotdeauna termin prin a sparge sau a vărsa ceva. Când ai ajuns la gară și te urci în tren, trebuie să stai cu picioarele depărtate, cu brațele desfăcute, sprijinind cu bărbia un pachet încărcat cu boccele, cutiuțe și tot felul de porcării. Iar când se pune trenul în mișcare, călătorii încep să-ți arunce bagajele în toate părțile, fiindcă ai ocupat cu nimicurile tale locurile altora. Țipă, cheamă conductorul, amenință să mă dea jos la prima stație. Și ce pot să fac? Stau locului, țeapăn și clipez din ochi ca un măgar ciomăgit. Ei bine, Ivan Ivanici, nu fi tocmai așa. Stai, că n-am terminat. Uite-mă și acasă, la vil. S-ar cădea, după toată oboseala zilei, să mănânc, să beau și să trag un pui de somn, nu-i așa? Natural, sigur. Dar nu! Prima care mă pândește și mă ia în primire e nevastă mea. De-abia apuc să sor două linguri de supă, că nevasta mă șânăhață. Nu vreau oare să merg cu ea la un spectacol dat de amatori sau la dans? Nici vorbă că nu te poți împotrivi. Ești soț și cuvântul soț înseamnă animal care nu cuvântă, pe care poți să-l înhami și să-l încarci cât îți poftește inima, fără să te temi de intervenția societății pentru protecția animalilor. Te supui, mergi și holbezi ochii la vreun spectacol oarecare. Aplauz la ordinul nevestitii și te perpelești, așteptând dintr-o clipă într-alta să te lovească damblaua. La dans trebuie să admiri perechile care țopâie și să cauți cavaler pentru nevastă ta. Și dacă nu-s cavaler, trebuie, vrei, nu vrei, să dansezi tu cadrilul. Când te întorci acasă după miezul nopții, nu mai ești om, ci mai degrabă o mortăciune. Dar iată că în cele din urmă îți atingi ținta, ajungi să te dezbraci și să te întinzi în pat. Foarte bine. Doar să închizi ochii și să dormi. Te simți atât de bine, e atâta poezie, atâta liniște, înțelegi? Da, în odaia de alături copiii nu țipă, nevastă ta nu-i lângă tine, conștiința ție împăcată, mai bine de așa nici că se poate. Ești gata să adormi când deodată auzi.
Țânțarii! Țânțarii, firariei de trei ori afurisiți! Țânțarii! Bane, plăgile Egiptului! Inchiziția! Ah, bâzii tânguitor, trist, de parcă ți-ar ceri iertare. Dar când te pișcă nemernicul, te scarpim pe urmă un cean. Începi să fumezi, să-i omori. Te vâri cu capul sub plapă-mă, în zadar. În cele din urmă te reșemezi și te lași pradelor. Devorați-mă, blestemaților! A pus bine să te obișnuiești cu țânțare, că un alt supliciu s-a bate asupra ta. În salul nevastă ta începe să exerseze romanții cu tenorii ei. Ziua dorm, iar noaptea fac repetiții pentru concertele de amatori. Oh, Dumnezeule! Tenorii ăștia sunt o pacoste de 1000 de ori mai grozavă decât țânțarii. Nu-mi spune că tinerețea ta pierdut, fermecat stau iar în fața ta. Oh, ticăloși, sufletul milon scosule. Ca să nu-i mai aud, recurg la o șmecherie. Încep să mă bat cu un deget la tâmplă, lângă ureche. Uite așa, uite așa, și așa continui. Să mă lovesc până la 4 dimineața, când nevastă mea și tenorii se hotărăsc să termine. Te mai rog, dă-mi puțin apă, dacă e un prietene. Bea puțin apă, bea cât vrei, bea și liniștește-te, așa, așa, așa. Nu mai pot. Și uite așa, nedormit, te scol la 6 dimineața și alegi la gară să prinzi trenul. Te grăbești, o iei la fugă, ți-e frică să nu întârzii. Și alergi prin noroi, prin ceață și frig, brr. Și când ajungi la slujbă, reîncepi aceeași muzică. Chiar așa, măi, frate, măi, chiar așa. O viață ticăloasă ca asta, dragul meu, nu o doresc nici dușmanilor mei. Pricepi? Pricep. M-am îmbolnăvit, sufăr de năduf. Am arsuri. Mereu mi-e frică de ceva. Stomacul nu mai mistui, văd ca prin ceață. Mă crezi? Am ajuns neurastenic. Da, asta să rămână între noi. Vreau să mă consulte niște psihiatri. Țin să merg la Ciciot sau la Mirjevski. Simt în mine ceva diabolic. Uite, în clipele de disperare, când mă pișcă țânțare sau când cântă tenorii, deodată vederea mi se tulbură, sar din pat, alerg ca un nebun prin toată casa și strig. Vreau sânge, sânge. Și într-adevăr în clipa aia am o poftă nebună să spintec pe cineva cu un cuțit sau să-l poctesc cu un scaun în cap. Și nimănui nu e milă. Nimeni nu mă compătimește. Ca și cum ar fi firesc să mă zbat în halul ăsta. M-am mai și râd de mine. Dar sunt și eu o vietate, înțelege-mă. Vreau să trăiesc. Asta nu e un vodevil, ci o tragedie. Ascultă-mă, dacă nu vrei să-mi dai revolverul, cel puțin înțelege-mă. Te înțeleg, Ivan Ivanici, te înțeleg, ascultă-mă. Băi, eu cum mă înțelegi? Adio! Acum am plecat să-mi iau calabalucul și apoi mă duc să-mi cumpăr sardele, salam, apoi praf de dinți și la gară. Ia spune, dar în ce loc îți faci viligiatura? La Părâiașul Mort. Ei, nu mai spune. Asta nu o cunoști cumva pe Olga Pavlovna Finberg? Cum să nu? E și ea acolo. Așa, iată ce întâmplare fericită. Ce bine îmi pare. Atunci ascultam să te rog. Dacă ești bun, te rog. Ce anume? Un serviciu, prietene. Te rog, dragul meu. Ce anume? În primul rând, salut-o din partea mea pe Olga Pavlovna Finberg și îi spune că sunt bine sănătos. În al doilea rând, te rog, dă-i un flecuș de astea. Uite, m-a rugat să-i cumpăr o mașinuță de cusut din acelea de mână. Uite-o, uite-o am aici. Dar am cu cine să-i o triniște. Hai, du-i-o, dragule, te rog. Și pentru că tot merge acolo, ia și cu Olivia asta cu canal. Eu, nimic cu tu, uite-o. Dar numai să fii atent să nu-i se rupă ușița, știi? Da. Dar de ce te uiți așa la mine? Mașina de cusut, Colivia cu canari, Ivan. Cintezoi. Ce-i cu tine, Ivan Ivanici? Dar ce te-ai înroșit așa la față? Dă-mi încoace mașina. Unde-i Colivia? Ivan, așa zici tu, călare? Ivan Ivanici. Devorați-mă, rupeți-mă în bucăți. Ivan. Terminați-mă. Ivan Ivanici. Vreau sânge, Ivan. Sânge, sânge. Am nebunit. Vreau sânge! Petrușca! Maria! Vreau sânge! 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 Sânge!